Ziua Internațională a Cărții s-a bucurat de un public numeros, în majoritate format din tineri, care încă mai simt bucuria de a ține o carte în mână, de a mirosi filele acesteia. Eseurile tinerilor au arătat însemnătatea unui volum care pare să nu moară vreodată. Ridică-te din fotoliul tău comod și alege la întâmplare o carte din bibliotecă, privește cu atenție coperta zgâriată și paginile încălbenite de timp, atinge imaginile aspre cu mâinile palide și reci, simte-i mirosul. Acum închide ochii și imaginează-ți că te afli în fața unei cetăți cu porțile deschise, în care ești invitat să pătrunzi ca un oaspete ales. De peste 2000 de ani, cărțile își au destinul lor. Se cuvine să adăugăm însă și precizarea care urma, pro captu lectoris, adică după posibilitățile cititorului. Cu alte cuvinte, soarta cărții depinde de cititorul la cărui mână ajunge. Unele sunt destinate pieirii chiar de la început. Altele sunt destinate să supraviețuiască atât cât va mai fi om trăitor sub soare. Nu era moment mai bun decât ziua de ieri pentru ca scriitorul Florin Dochia să bucure cititorii cu un nou volum prins în lumea cuvintelor. E o carte grea. E o carte grea, este o culegere de eseuri și sunt două calități care mie mi-au atras atenția citind aceste eseuri. Aproape pe toate le citisem la vremea respectivă când au apărut cele mai multe dintre ele în revista nouă și adunate însă între copertele unei cărți, ele fac o cu totul altă impresie. Te plimbă prin Paris, te plimbă prin cafenelele Paris, mi-a place atât de mult. Eu când ne-a citit prima dată, băi, frate, cât dracu umbla peste tot, nu că știu. Ai senzația că îl întâlnești pe Cioran, că îl întâlnești pe Eugen Onescu, că îl întâlnești deci așa mai departe, numai aceste personalități emblematice ale culturii noastre. Despică textul pe care îl are în față, se vede voluptatea, se vede bucuria cu care parcurge cărți care nu sunt, cum să spun, cărți comune, nu sunt cărți ușoare, se simte bucuria cu care le caută. Florin Dochia a lansat Prins în lumea cuvintelor după ce în 2011 a adus pe piața literară volumul Elegii de pe strada mea. Cartea este rodul muncii ultimului deceniu, cuprinde eseuri publicate în diferite reviste literare din România de prin 2002-2003. Ele au fost, desigur, citite, cunoscute de aceia care au acces la revistele literare, dar am socotit că este important ca ele să fie adunate într-un singur volum de 200 de pagini. Prins în lumea cuvintelor înseamnă, de fapt, plăcerea unei temnițe dulci a imaginației și a îmbogățirii sufletești. Dochia este proaspăt membru al Uniunii Scriitorilor din România și nu a întârziat să apară cadoul în versuri din partea lui Ștefan al Sașa. Puternic ca și Don Quixote, el elegii pe stradă scrie, își șterge umbra cu mascote într-o grădină de hârtie, o piatră, o pasăre, un duh, poetic dânsul le observă, atunci când cade din văzduh, de fluturi plină o conservă, iar șarpele dezaripat prin singura geometrie îi mulțește forța îndat, 33 cu una mie, în literara bătălie ce-o dă, cum pe la col se spune, ca să-l primească în Uniune.